Dacă PSD se aliniază în spatele lui Cristian Popescu Piedone pentru primăria capitalei, liberalii se așează în liniște în spatele lui Nicu Șordan. Asta pentru că PNL exclude în totalitate ideea de a-l susține pe Piedone pentru funcția de edil al Bucureștiului. Toate scenariile sunt în acest moment pe masă, iar despre acest subiect discutăm cu politologul Andrei Țăranu. Vă mulțumesc, domnule Țăranu. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt programate ședințe la PNL în această după-amiază, în contextul în care strategiile pentru capitală sunt încă în discuție, ele incluzând varianta în care medicul Cârstoiu se retrage singur din competiție. Cum vedeți lucrurile, ținând cont orizontul de timp limitat, care mai e până la alegeri, să nu mai vorbim de începutul campaniei electorale? În primul rând, trebuie să vă uitați că la această formulă pe care cele două partide au aplicat-o în acest moment legat de domnul Cârstoiu, practic prin introducerea domniei sale în prim planul media, domnia sa a crescut numai în ultima săptămână cu 7%, de la 16% la 23%. Ceea ce arată că, în bună măsură, asta e mai degrabă o campanie pe care Spin Doctor și de la cele două partide au ales-o, și anume de a construi inclusiv bad news, știți, bad news means good news, pur și simplu de a-l aduce în față. Domnia asta nu avea notorietate și pentru asta a trebuit să facă un proces rapid de notoriezare, să-i spunem așa. Sigur, nu toate știrile care au apărut despre domnul Cârstoiu sunt pozitive, mai ales cele legate de posibile acte de corupție în perioada în care era, este managerul Spitalului Universitar. Dar până se va pronunța justiția, rămânem în acest plan politic. Iar putem spune că în plan politic domnia s-a avut o creștere. 7% într-o săptămână este uriaș. Și probabil că atâta vreme cât interesul pentru domnia sa va fi în prim plan, iar ceilalți doi contracandidați vor fi într-un cont de umbră, pentru că observați, foarte puțină lume vorbește despre Popescu Piedone altfel decât în legătură cu Cârstoiu sau despre Nicu Șordan în aceeași manieră. Ceea ce arată că este pur și simplu o strategie de campanie. E greu de crezut că cele două partide mai au timp și posibilitate să scoată un candidat peste noapte și să-i facă campanie doar în timpul campaniei electorale. Nu uitați, campaniile electorale după schimbarea legii din 2015 au devenit extrem de terne. Adică nu mai este atât de mult posibilitatea să pui banere, să pui mer, să pui afișe mari, ci totul se încheie pe câteva tablete postere la nivel de A4. Practic, o bună parte din imagistica campaniei electorale dispare. Și atunci, atâta vreme cât mai ales subiectul Cârstoiu nu este un subiect public, pur și simplu domnia asta ar fi dispărut din interesul societății bucureșteni. Ce știm, mergând pe aceeași idee de scenarii vehiculate în acest moment, e că Marcel Ciolacu le-ar fi spus liberalilor că electoratul PSD nu are o problemă cu Piedone. Deci e un scenariu ca Piedone să devină candidatul independent susținut explicit de PSD, iar liberalii ar urma să accepte tacit pentru că alianța să nu se rupă înainte de alegeri, timp în care să-l susțină pe Nicu Șordan, candidatul Dreptei. E realist un astfel de scenariu, domnule Țăranu? Nu, absolut deloc. Că o parte din PSD îl va susține, nu doar că îl susține, îl va susține pe Popescu Piedone la vot, mai ales în anumite sectoare din București, este aproape indubitabil. Popescu Piedone a fost primar și în sectorul 4, este în sectorul 5. Probabil că aici structurile de partid sunt înfeudate structurilor locale de foarte multă vreme și au existat, inclusiv dumneavoastră, presa ați arătat legăturile uneori mai degrabă subterane dintre conducerea de partid de la sectorul 4 și Popescu Piedone. Domnule Țăranu, o ultimă variantă, vă rog un răspuns scurt, o ultimă variantă ca medicul Cârstoiu să rămână oficial candidatul PSD-PNL, dar PNL să-l susțină neoficial pe Piedone și după alegeri socialdemocrații să arunce
arunce vina înfrângerii de la București pe spatele liberalilor. Nu cred că o vor arunca pe spatele liberalilor, dar este foarte posibil, s-a discutat de la bun început despre această posibilitate ca PSD-ul, așa cum s-a întâmplat și în 2008, să meargă cu un candidat și să susțină pe altul.